Târgu Jiu devine capitala culturii rome. În acest weekend, municipalitatea va găzdui festivalul Romani Cultura, care va avea loc în perioada 17-19 mai în piața prefecturii. Apogeul evenimentului va fi sâmbătă, atunci când Viorica de la Clejan și taraful său va susține un concert în centrul orașului. Festivalul se desfășoară în perioada 17-19 mai, perioada în care se vor desfășura mai multe evenimente la care vor participa numeroși artiști. În data de 17-19 mai, mai bine zis, pe data de 17 mai la orele 6:30, în piața prefecturii, va veni două formații. Este vorba de Mahalalai Rai Banda și Doina Gorjului, începând cu orele 6:30, după care a doua zi, tot în centru, la 6:30, va veni formația Ioniță și Viorica din Clejani, va concerta exact în piața prefecturii. Pe lângă spectacolele de muzică, vor fi organizate și piese de teatru, dar și târguri de meșteșuguri rome. Vor să valorifice meșteșugurile tradiționale, astfel vor veni și meșteri populari de etnie romă și nu numai, care vor își valorifica produsele și vor face expoziții de acest fel. Bineînțeles, nu o să lipsească nici o expoziție de, să spunem așa, de cărți în limba romanii, care va fi expusă chiar în piața prefecturii. Pe de altă parte, cred că este normal ca în fiecare an, sau măcar o dată la 2 ani, să facem și ceva pe romanii, adică pe cultura romanii, având în vedere că și noi avem foarte multe tradiții frumoase. Festivalul este organizat de Centrul Național de Cultură a Romilor, Roman Cocher și Agenția Națională pentru Romi, cu sprijinul Prefecturii Gorj, al Consiliului Județean și al Primăriei Municipiului Târgu Jiu.